Bună seara, dragi prieteni, bine v-am găsit! Am revenit și eu. Am revenit, înainte am ajuns acasă. Prieteni, problemă mare. Very big problem. The very, very big problem. Nelson Culeo, prieteni. Nelson Culeo. Bineînțeles, Leo vrea să meargă la Eric Sef. Mă, eu le dau idei. Eu vă spun sincer, eu le dau idei. Știți care e ideea mea? Vorbesc eu cu Yamato Zaharia. Te pup, Felicia Grigore. Vorbesc cu Yamato Zaharia de la Eric Sef. Andreea Carmen Stoica, te pup, Blue Sky, bună seara. Vorbesc cu Yamato Zaharia de la Eric Sef. Să duc acolo în cușcă. Alina Mitoi, te pup. O masă și dau o scaune. Și să se puie Leo cu Nelson acolo să facă un match puternic de șaptică. Sau de poker ceva. Marian Roman, te salut. Și o rânză, bineînțeles, și o rânză. Cornelia, te pup. Vă pup pe toți. Dar cum să nu mă implic, Alina? Cum să nu mă implic? Eu fac cărțile, eu tai cărțile. Nu zic bine. Eu văd, tăi, ei tă vor să se bată, adică Leo. Leo vrea să se bată cu Nelson acolo în cușca Eric Sef. Eu, dacă îi... Acum vă ce ziceți? Cine ar câștiga dintre ei doi? Așa, după părerea voastră. Facem galerie. Dar cum? Zice, hai da, cel mai tare să câștige. Cine credeți că ar câștiga dintre ei doi? Pe cine ați paria? Pe cine ați paria, prieteni? Coche câștigă la mâncat sau la ce? Măi, oameni, mă, nu știu. Acum eu înțeleg. Eu înțeleg că e Caterinca. Dar, na, e bine. E bine treaba între ei. E bine. Bună, bună. Daniela Balint. Maria Georgia, te pup. Eu pariez pe arbitru. Nu știu. Eu vă spun sincer. Bă, probabil să ai Nelson bătaie de la Leo. Că Leo, știți care-i faza? Leo, la Leo e greu până se enervează. Până se enervează și, bineînțeles, în spatele lui Olga. Cu o geantă în mână, să sară dintr-o parte în alta și să zică, Nesi, Nesi, pă tu dai în frate meu. Ar fi circul de pe lume, să vezi pe Nelson acolo cu ei în cușcă și cu Olga originala și cu Leo, circul de pe lume. Da, Alina. Te pup, pasule. Letiția, te pup, vă pup pe toți. Luță. Mere treaba oricum. Îți dai seama, Alina Mitoi, trebuie cel puțin, dar nici prea mult, că după aceea, că nu pot nici ei să fugă mult. Nu pot nici ei să fugă mult. Florica Camelia Bondan ridică mâna câștigătorului. Bondan e numai acolo când începe scandalul. Îi zice Bondan la Olga. Îi zice, Olga, stai aici că eu stau de șase. Să vedem dacă vine careva prin spate. Te pupăm, Cristina Toader. Mili, mili, te pup. Bă, ei fac Caterinca. Malele o face Caterinca. Dar... Ferească Dumnezeu ce-și doresc ei.
Dar mă au vârstă, mă, cum să intre în cușcă, mă? Asta și mi-am imaginat. Să-l văd pe Leo în cușcă. Eu m-aș pișa pe mine de râs. Vă spun sincer. Păi ar fi tare, Letiția, îți dai seama că ar fi tare. Dar trebuie să vină două ambulanță, nu pentru altceva, să le ai tensiunea la amândoi. Mă înțelegi? Da, Florică. Le-ar lua tensiunea la amândoi. Stai un pic, boss. Stop, stop. Pauză. Pauză, am zis. Stop, haideți, luați-mi tensiunea. Haideți, luați-mi tensiunea. Cred că mi-a urcat. N-am văzut Mariana Roman. Marina Roman, n-am văzut fiindcă am fost, am muncit, am făcut vlog. Am făcut vlog, mâine dimineață îl postez. Vlad intră în cușcă și bea o cafea împreună, atât. Dar nu o să bade, mă. Nu vedeți că și Leo când zice anumite glume sau provocări din astea râde. Ceva. O bagă pe patrona la înaintare. Zice, hai patrona, ni, să facem cu Nelson, cu ăla. Nu. Păi amândoi diabetici. Ăsta, unul ar zice, stai să-mi fac insulină, ălalt ar zice, stai să-mi beau pastila. Stai să-mi beau pirula. După ce ar bea pirula, hai da, să începem. Nu mi-a l-ai vedea pe Nelson. Hai, Leana, ia-mi glicemia. Hai, Leana, ia glicemia. Amândoi, asule, amândoi se pot lua de mână, se iasă pe centru. Tu cred că mai spun Nelson ca Leo sau Leo ca Nelson? Ceau, Ionel Cristi, te pup. Nu-i mai spun tu unul sau altul, lăsați-mă. Da, v-ar Dumnezeu sănătate. Da, zic că amândoi, hai la pauză, sau dacă vede pe aia unii umblă cu tabelul ăla în mână, auzi la vinie. Tristariu, Maria Lască, e bine, dar ce să vezi de treabă? Nici n-are de ce să fie ursul supărat, că Nelson nu cred eu că e în samă astea să pună la suflet. Mariana, mama Dragnea, ce minune pe la noi, te pup! Haideți, frate, vă rog frumos, apăsați pe butonul de like. Ursul e băiat sânțât, să știți. Ursul e băiat sânțât. L-ați văzut, mă, Olga, cât ține la Leo? Păi Leo, dacă îi spune pe aici, treci pe acolo, trece. Numai atâta, dacă îi spune Leo, lasă-l pe Bogdan, nu-l lasă pe Bogdan. Nu lasă mătușa, Olga. Mulțumesc, Marina Roman. Ionel Cristi, eu știu, dar nu-i... Mă, stați cu minți, că nu-i numai așa cu bătăile și cu astea. Ioan Antal, te pup. Nu-i. Și Nelson zice din gură una sau alta, dar nu face omul probleme. Omul la vârsta asta trebuie să... Nelson nu știe cum să-și facă, să-și gate căsele, să se bucure de nepot, să se bucure de copii. N-am apucat, Letiție, n-am apucat, am văzut vlogul lui Leo. Ar fi tare, asule, ar fi tare să știi că ar rupe standardele la YouTube și pe TikTok. Bună, Maria Lunga, te pup. Păi, Leo... Ionel, să știi că Leo nu-i chiar așa cum pare.
Îi calcula numai el pe vlog, măi, omini, mă, Leo, când ne-a prins camera, zice și vrute, și nevrute. După ce închide camera, el a uitat ce-a zis. Bună, Vica Vizirianu, te pup. Mă înțelegeți? Bine că și Nelson a vorbit atunci de el, dar normal. Bă, hai să vă mai spun un lucru, că multă lume zice, a, păi a vorbit și Nelson de el atunci când a căzut la pușcărie. Păi bun, a vorbit Nelson. Ăsta e adevărul. Dar a vorbit și alea, știrile. Pro TV, Antena 3, Prima, toate televiziunile au vorbit. Eu știu de bloc pe loc, casule. Marina Roman, nu știu, nu m-am uitat, trebuie să mă uit. Mă muncesc o grămadă, mâncava-și gura voastră. Am venit acasă, am făcut vlogul ăla, am mâncat și în timp ce aveam aia premiera, vorbeam cu tata cu voi pe chat. Tata îmi zice, hai să mergem. M-am îmbrăcat, m-am dus și mi-am făcut treaba. Și de 15-20 de minute, să nu vă mint, am ajuns acasă. Mi-am făcut un duș, am mâncat puțină supă și am intrat pe live cu voi. Păi dar cum să fii prost, asule, nu acum sincer? Măi, oameni, mă, trebuie să înțelegeți că asta mi are pe platforma asta de YouTube. Din păcate, la noi, la români, asta merge. Păi ai văzut, Alina Mitoi? Asta merge, măi. Te pui și vorbești frumos pe un live și nu te apreciază nimeni, nu-i place la lume. Nu-i place, la lume îi place balamuc, ceartă, scandal, alea. Ele e frumos, ele place la urmăritori. Acolo sunt 200 de like-uri. Mă înțelegeți? Dacă acum mă iau de mex, că se plânge că nu mai face vizualizări, păi să vedeți cum urcă like-urile și cum distribuie lumea. Te pupe, da, bună seara. Deci dacă acum mă pun să vorbesc ceea ce știu eu că mi-are, numai nu vreau, vreau să stau liniștit, vreau să mă râd, vreau să glumesc. Dar la pe șofărașă, farfurii zburătoare. Păi da, eu știu, dar nu numai ție, și mie îmi place. Dar te plictisești de la un moment dat. Bună, Stella Stati. Te plictisești de la un moment dat, nu știu, ajungi la un moment dat în care zici, bă, hai că prea mult am repetat gluma asta. Să găsesc pe altcineva mai puternic, am un demec sincer, m-am plictisit. El oricum, e nic. Mex. Cred că o să mă iau de Leo, nu știu. Cred că o să mă iau de Leo, nu știu ce să fac. Sau de Ali, nu știu. Că de papi degeaba mă iau, oameni buni. De papi degeaba mă iau, că n-am cu ce să mă cer cu papi. Că dacă mă cer cu el și spun, bă, papi, tu nu știu ce, nu știu cum, papi zice, da, Vlad, de-aia dreptate. Mă înțelegeți? Mulțumesc, Ioan Antal. De Olga, ce să mă cer cu Olga, că Olga vine pe canal la mine și zice, Olga, da, ai dreptate, Vlad, hai să mergem peste ea să o batem. Și stai 2 minute așa și zici la un moment dat, tu, Olga, de eu cu tine m-am certat. E? Yeah? Păi auzi, bă, Vlad, știi ce? Eu nu mă pot bate singură. Mai bine cheamă pe altcineva. Luță, lăsați-l, e greu, mă, trebuie să facă și el bani. Ați văzut firma e vai și amar. N-ați văzut ce praf e de 7 deajete pe masă la el? 7 deajete, nii, praful, pe masă acolo la mix, la birou. Care și el acum birou? Da, 7 deajete. Nu, vai și amar de birou ăla. De asistente mi trebuie, să pună fiarele în dubă.
Aia trebuie lui. O asistentă să pună fiarele în dubă. Mi le-au ieșit toate perfecte, dar să spun. Îți vor asistență, asistenții. Păi bine, dar d-au zis că el e patron. Mă înțelegi? El așa a spus. Că el e mai mare patron. Și are muncitori, are. Oricum, birou are, mă înțelegi? Birou face tot. Statul român, alu, ce caută ăștia fără firmă să aibă, fără școală să aibă firme? Dar nu trebuie să ai școală ca să ai firme, că tu ești patron, atâta. Da, mă, asule, mă, dar pe degeaba îl jelez. Bine, că eu am înțeles de ce îl jelez, ghei. Ei îl jelez din cauza vizărilor, mă înțelegeți? Să aibă și el, și ei acolo subiect pe canal. Stați liniștiți. Stați liniștiți. Că nu e altceva. La peluță, aia a fost muncă. Aia a fost dus la lucru. Dacă vine luna, ce vine înseamnă că la sfârșitul lunii înseamnă că au făcut o grămadă de bani. E grea munca, mă. Bă, voi credeți că munca e pentru tăți? Păi pentru muncă trebuie să știi să lucri, să tragi cataful. E grea munca. Toată lumea mi-are o lună, două. Știi ce e greu? Să stai ani de zile în același loc, să muncești, să-ți menții un nume acolo, în firma aia, și să mergi mai departe, să ajungi, să urci pe scara aia între muncitori, să fii șef, să fii una alta. Îți dai să mai da. Păi contabila e câmpiana. Contabile câmpiana. Hai dați cu un like, vă rog frumos. Nu mă faceți să mă enervez. Oricum, eu dau un diabet. Dacă voi mă mai faceți să mă enervez, eu dau un diabet. Hai dați, vă rog frumos, bă, dar ce facem? Vă trimit la muncă forțată la Mex. Să cărați toate fiarele, dacă nu dați like. Vă trimit acolo la muncă forțată. Așa am auzit că are nevoie de oameni care să-i ducă fier. Dar n-am văzut mișcare de fier acolo, măi, oameni. ANAF-ul să s-autos... ANAF-ul să se autosesizeze la firma lui Mex. Te pup, Elena Ciociu! Da, ar fi bine! E, dar ar fi bine să treacă ANAF-ul pe la Mex, pe la firmă. N-ar fi rău! Să știți că ar fi bine să treacă ANAF-ul pe la el. Să vadă ce-i pe acolo pe la firma aia. Facturi, un alta, treburi. E tot în regulă? Domnii de la fisc, vedeți acolo, vă rog frumos, luați un pic situația în mână, că-s firme, streburi. E vorba de firme, e vorba de patroni, patronul Mex. Oh. 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 O
Cine nu dă like să stea la noapte pe veciu cu diarie. Lasă, Luță, ca în stadiu. Aseară. Mâine sună la ANAF. Nu pot să sun. Nu pot să sun din Spania. Ca suna să margă peste Olga, ANAF-ul. ANAF-ul trebuie să margă la Olga și la Bogdan acasă, că am auzit că au numai pachete de bani. Da, Bepa. Te pup, Zara. Alina Mitoi, mă duc cu el. Dacă Max vrea să merem în cușcă, Leo cu Nelson și eu cu Max în cușcă. Eu las pe Max să-l ia și pe omul lui de bază, care are grijă de câmpiana, când el nu e acasă. Cum îl cheamă, gagicul lui câmpiana? Cum îl cheamă, bă? Cum îl cheamă, prieten? Pe gagicul lui câmpiana. Pă neamisu, gagicul lui câmpiana. Da. Neamisu, da. Îl lăsă vie cu neamisu cu tot. Nu, neamisu-i gagicul lui câmpiana. Când nu-i Max acasă, are grijă neamisu de ea. Are grijă el. Mă înțelegeți? Stai cu minte, Mariana. Stai cu minte. Stai cu minte, că nu știi cum apare neamisul de după gard cu tep și în mână. Bună, Florina Cali, te pup. Da, păi Nela Georgescu. Voi vedeți ce ochi obosățam. Voi vedeți ce ochi obosățam. Unde sunteți, măi? Unde sunteți? Că nu vă văd. Așa. Să fume și eu țigară. Stați așa, să nu vă deranjeze la uite. Păi n-am ce face, Gherdă, n-am ce face. Așa. N-am ce face, zău. Cum? De nu mânci, Vlad. Elena a mâncat, dar mi-a părut și să mai mânc. Am făcut vlog în timp ce am mâncat. Mai fac și live în timp ce mânc. Că iară să iau ăștia de mine, Elena. Tu n-ai de țigară. Acum, sincer. Iară să iau ăștia de mine și mă fac că mânc. N-ați văzut că și sică să ia după mine și mâncă pe vlog. Ați văzut? Uitați-vă că mi-a apărut notificare cu mâncarea în față. De mă duc în vacanță, tăți vorbesc de vacanțuri. Să vedeți acum cu Facebook-ul. De mânc pe live, tăți mâncă pe live ca mine. Luță, eu mă bucur să dai Dumnezeu bine. Da, Gherdă, cartofi cu ouă. Dar asta e riscul meseriei.
Degeaba mi-am făcut 50 de euro după masa asta, zău. Mi-am făcut 50 de euro. Stânga, dreapta, bam, bam. În 3 ore 50 de euro. Până nu-i bine. Auzi, Elena, te rog frumos, vezi de treaba ta. Nu mă fă să mă duc la cratiță. Eu vă spun, eu fac în bajocură. Nu vă bate joc de sentimentele mele. Păi când nu pot să, mai ales să fumez, atunci trebuie să fac în bajocură. Asta așa. Auziți, ați mai mâncat vreodată varza la creangă. Te pup, directore. Varza la creangă, ați mai mâncat vreodată. Nu e o săptămână de când critica. Păi eu știu, Luță, eu știu. Varza la creangă. Cimbru. Dar ce bun e la gust. N-am cum să fiu Stella Statia. Ăsta sunt. Cred că te-ai născut flământ. Busuiocu-i. Cred că... Meg! Te pup, Valentina. Te pup, directore, să-ți trăiască tot ce iubești tu. Meg! Ce crengi ai pus aici? Nostradamus, te pup! Trăiască tăta avocață! Ba, nu, păi da, ori mânc, ori nu mai mânc. Uitați! Te pup, Lavi! Lavi, șefa, vă pup pe toți. Cred că e simplu, nu știu, dar are gust tare. Very good, varză. Mie numai varză murată îmi place. Varză la Cluj, varză la Sărmale. Așa îmi place, eu i-am zis la mec, fă-mi tot varză călită. Ce, a, nu, am pus vlogul. Cred că l-am, nu știu dacă l-am pus. 4 euro am dat pe căpățână asta de varză. 4 euro pe căpățână de varză. Credeți-mă, așa scumpă e aici varza.
Da, blue sky. Și după aia la 4 dimineața mă trezesc iară. Da, te cred, directore, dar n-ai ce face, frate, mie îmi place varza. Dar nu tot timpul. Așa odată, la o lună. Da, Iona. Doamne, bunui, Doamne. Deci, așa e ceva mai rar. Uitați, ni. Așa îmi place. Degeaba furcuță și tacâmuri. Că dacă nu iei cu mâna, ni. Așa. Uitați-vă aici. Ni. Mă, eu dacă nu iau odată, așa, ni, așa. Mulțumesc, Elena. Păi, nu pot. Asta înseamnă să fii bărbat. Bravo, director, e bună aia. Ei. Tăte cu mâna, mă. Păi da, Lavi, eu dacă nu mânc ăsta, eu nu știu. Dă-o, Zara, parcă nu mânc. Nu credeți? Auziți? M-am dus odată la restaurant cu prietenii mei de aici. Mulțumesc, Maria. Aveam cuțitul și furculița. Țineam cu furculița, tai carnea, mi-am tăiat toate bucățele. Și după aia, din instinct, am lăsat furculița jos și cuțitul și luam cu mâna și băgam în gură. Să râdeau ăștia de mine, de doamne șoferi. De ce nu ai făcut live din baie dacă ai stat oră? Nu, doamne feri. Nu, nici chiar așa. Mă, nu știu cine și-o lua membru la mine pe Facebook. Trebuie să mă uit în comentarii, dar vreau să-i mulțumesc aici. Și să-i spun, să-i dea Dumnezeu sănătate și mulțumesc frumos că ți-ai luat membru la mine pe Facebook. Pe canalul meu de Facebook. Mulțumesc foarte mult din suflet să vă dea Dumnezeu sănătate. Sincer vă zic. Stai să văd dacă mi-apare numele. Stați așa. Că acum mă uit dacă mi-apare numele. Cine și-o luat? Vlade, mie îmi place așa cum una din tigaie. Stella! Noi ăștia mai, eu cel puțin eu, na, așa am fost învățați, că am fost copii amărâți, bai și amar, și așa am mâncat, na, pe fugă, pe un alta. Mulțumim la Dumnezeu. Bravo, directorii, să-ți fie de bine. Dar nu văd cine. Nu pot să văd cine. Dar cum văd eu cine și-o lua membru? Roxana Toader, te pup!
Mulțumesc frumos, Roxana Toader. Să dea Dumnezeu sănătate. Ți-ai luat membru. Să-ți trăiască prințișorul. Îți mulțumesc frumos. Așa e cu pastă crudă, directore, pe pâine. Dar cum, omule, eu n-am mâncat niciodată așa. Auziți, mă. Zău, directore, așa e crudă. Bă, trebuie să fie bun. Zău. Tartar biftec. Da, da. Numai tartarul mâncă. Dar oricum e condimentat. E ce trebuie. Te pup, te pup, Cristina Toader. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și bucurie. Lasă la Micăi, tăi cărnul ce mi-e plac. Înainte nu-mi plăcea. Mame, mă credeți că înainte nu-mi plăcea. Da, Gherda. Sau pește. Auziți, carnea de vită e bună. E bună. Eu mânc crud. Cu sare, piper. Lasă, directore, că am văzut ce aveai acolo. Am văzut, mâncați-a gura ta. Tu ești gurmand. Nu zic nimic, numai să se încălzească timpurile aici. Ca pe încep eu cu grătare. Încep cu grătare. Dacă nu, în fiecare zi fac câte un grătar când îți liber. În fiecare zi. Dacă nu mă fac de 750 de chile, ferească Dumnezeu. Nu mai zic nimic. Dacă nu mă scoate Mac, cu pompierii din casă. Da, da. Cu șlepul. Când mă duce la doctor, mă duce pe șlep. Salut, vecinii. Ia așa cu mâna. Salut. Încă de două ori ăsta. Mi-a așa îmi place la viciuletonul ăla. Ciuletonul ăla să fie așa făcut, nici tare, nici crud. Mă înțelegi, mediu. Și să fie cald. Și să ai sare din aia mare, 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 zgrumțuroasă. Să ai. Și să o arunci așa. Băi, sarea pe carnea de vită niciodată nu aruncați când înainte să puneți pe, la foc. După ce luați de pe foc. După ce ai pus-o pe farfurie, atunci iei un pumn de sare și arunci în bajocură. Așa e, ca ăla. Mă înțelegi? Direct în bajocură arunci. Du-te, mă, directore. Păi da, Ioana Antal. Și apoi dă-i să margă.
Eu nu pot. Gol nu pot să mânc. Eu mânc foarte multă pâine. Eu dacă n-am pâine, eu nebunesc. La temniță am pus lănină sub saltea să se facă rânce. Să ne intoxicăm, să mergem la doctor. Du-te, mă! Auzi tu, mă, ce idee au avut ăștia, mă. Și v-ați dozat, doctor? Ba nu înțeleg zară. Liza vrea să se ducă la Severin? Să fie mai aproape de copii. Să fie mai aproape de copii sau vrei să se... Sau ea acum, vezi, doamne, cumva încearcă să se apropie de ursul, că vede că e plecat de acasă și ce zice, acum o să pot, dacă mă întorc cu el, rămân cu el, dar să stăm numai noi doi și copiii. Nu știu ce să zic. Mai știi ce planuri are? Că îl vede schimbat porsul barberic, nu mai are barbă, una alta, mă înțelegi? Îl vede altcumva. Eu aș avea grijă. Ce să facă cu măgarul directorii? Stai cu minte. Nu prea miroase-mi e bine situația. Îmi cam dă de gândit. Nu din partea lui ursul, din partea ei. Îmi cam dă de gândit. Dacă voi stați să vă uitați toate astea din strehaia care s-au separat de bărbații lor și le-au lăsat, după câtva timp au urlat înapoi ca să le ia înapoi. Așa ușor, 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 ușor. Ba pentru copii, ba pentru una, ba pentru alta. Da, eu n-am înțeles. Să știi că și eu m-am gândit. Să știi că exact la lucrul ăsta m-am gândit. O dă bine pe lângă Georgiana, nu știu ce, nu știu cum. Vezi, doamne, vorbesc cu ea, cu Georgiana, ba mâine poate la o cafea, ba apoi mâine nu știu ce. Și după aia când sunt prietene, le bagă scandal în casă, una alta. Hai, mă, ursule. Lovește-mă, ba, o face gelosă pe asta, la altă. Mamei vrei din alea grele. Bună, Felicia. Ceva nu miroase bine. Pentru că vă spun sincer. E carne tare.
E carnet are. Mașină are. Să urcă în mașină, mere le ia pe copil. Mâncă o prăjitură. Îl duce la acasă. După aia îl duce înapoi. Și așa mai departe. Dar să străbuiască ție chirie în apropiere și din ele, e cam... Nu știu, Luță. Da, balo să se cociorchească. Nu știu, directore, ce să zic, de acolo situația nu miroase bine. Nu miroase bine. Tu uite-te și la Mădălina, mă. Bă, eu spun asta, noroc, Arman. Bă, uitați-vă la Mădălina. Eu sunt despărțit de Alin. Păi Mădălina așa acum plânge după Alin. Bună, Georgiana, din Italia, te pup. Dacă astăzi zice Alin la Mădălina, hai că te iau mere, că mere înapoi. Și așa stăte. Stați cu minți. Stați cu minți. Eu pun pariu. Dacă am uneat o sună Alin și zice, hai. Păi vezi, Ioana? Vlad, intră în rang. Tu se cu... Da, îți dai seama, Felicia. Da, Cristina. Normal, direct. Da, Zaru. Începe situația să prindă contur. Începeți să prindă contur situația. Stați să vedeți, aveți răbdare. Aveți răbdare. Eu cred că telenovela nu s-a oprit. Telenovela de acum, numai de acum începe. Fiindcă după statisticile care sunt la Strehaia, după cum ați văzut și la Mădălina cu Alin, nici acum nu-i terminată situația. Da, pe între ursul și... Mă înțelegeți? Dragostea din tei. De-aia te trăiește patrona cu speranța. Nu cu speranța de pe Italia. Cu speranța, știți voi. Te pup, Ramona. Bună seara! Luță, auziți, hai să vă spun un lucru. Să mă iertați, vă rog frumos, dați-mi câte rapoarte vreți, că nu mă interesează. Auziți! N-am auzit, Pop Andrei. Mă, mâncava-ți gura voastră, auziți la mine. Toate femeile astea care dau cu capul și bărbați ăștia care dau cu capul. Una e să fii șmecher, stai 10.000 de femei și femeia ta să stai acasă și te accepte așa cum ești. Băi, unu. Când te acceptă femeia ta curvar cum ești și zice, băi, eu îl iubesc așa și stau cu el așa. Că se duce, dar tot acasă vine. E una. Când acceptă ea. Dar ăștia alți, care își înșală femeile și bărbații, să fac de râsul circului, de râsul câinii de ei, și după aia, în 5, 6, 7, 8 luni, ușor, ușor, să dau loviți.
Și să dau că le-a părut rău și că le pare rău. Că l-a scăpat în ei sau în ele. Situația nu e așa. Eu oamenii nu-i pot suporta, eu vă spun drept. Trebuie să fii cu coloană vertebrală. Ai ales o cale, mergi pe calea aia, frate. Mergi pe calea aia. Eu știu, na, cursul nu-i băiatul râd. Sunt conștient. Dar asta e. Bine, prieteni, vă las, fiindcă nu pot să stau mai mult. Nu pot să stau mai mult, trebuie să ies și eu. Vă pup, vă mulțumesc pentru prezență. Mâine seară, la aceeași oră, intrăm în live și în direct și mai mult de oră nu pot să stau. Vă mulțumesc Ramona, vă mulțumesc Ioan Antal, Zara, Mili, Luță, Gabriela, directorul. Te pup, fratele meu. Vă pup pe toți și vă mulțumesc pentru prezență și pentru aprecieri. Cristina Tager, te pup. Seara binecuvântată. Vă pup pe toți. Noapte bună. Zara, te pup.